Sfântă Sfântă se aprinde astăzi la Ierusalim. Va fi adusă în țara noastră de superiorul așezământelor Patriarhiei Române la locurile sfinte, Părintele Arhimandrit Teofil Anăstăsoae, și va fi oferită, ca întotdeauna, delegaților eparhiilor Patriarhiei Române prezenți la aeroportul internațional Henri Coandă. De aproape 2000 de ani, credincioșii sunt martori la această minune. Este o binecuvântare și o taină specială acestei sărbători pe care ne arată aici în Ierusalim Domnul Hristos cel Înviat. În primele minute după ce flacăra se aprinde în mormântul lui Iisus, este scoasă de patriarh afară, în fața ușilor mormântului Domnului. De acolo cei prezenți își aprind lumânările lor și pot face proba aceasta a focului, respectiv pun mâna sau chiar trec flacăra peste față și ea, deși arde, nu mistuiește, adică nu are proprietatea aceasta de a mistui materia. Explicația este una duhovnicească, teologică, religioasă. Această flacără se aseamănă cu lumina pe care o emana și trupul cel înviat al lui Iisus. Deja Ierusalimul este încărcat de o atmosferă specială de sărbătoare și de bucurie. Nu doar 10.000 de pelerini sunt, atât ar avea loc în interiorul bisericii, la capacitate maximă, în Biserica Sfântului Mormânt. În afara bisericii mai există o curte foarte spațioasă, de asemenea străzile orașului vechi care duc către Sfântul Mormânt și ele vor fi pline de credincioși. Părintele Arhimandrit Teofil Anăstăsoae explică în detaliu cum focul sfânt coboară an de an la credincioși. Toți cei care sunt în interiorul bisericii vor trebui să meargă, să părăsească spațiul, se va verifica mormântul Domnului ca în interior să nu fie nicio sursă de lumină, se sting toate candelele, se pecetluiește mormântul, adică se pune un sigiliu special. Patriarhul intră mai întâi în camera îngerului, unde rămân ceilalți martori, iar rugăciunea de aprindere a Sfintei Lumini are loc chiar în interiorul mormântului lui Iisus, în camera a doua, propriu-zisă, a mormântului. Pe lespedea de piatră este așezată o candelă mare cu 7 fitile și vată împrejur. La un moment dat se rostește rugăciunea de aprindere a Sfintei Lumini, pe care Patriarhul o spune acolo în taina și în tensiunea aceasta duhovnicească a mormântului, iar la un moment dat din piatra mormântului apar niște broboane mici de foc, așa cum sunt broboanele de transpirație, așa și se unesc și fac flacăra din care se aprinde mai apoi candela. Patriarhul ia 33 de lumânări, două mănunchiuri de 33 de lumânări, cu care iese din mormânt și apoi împarte tuturor celor prezenți.